și bine ați revenit cu la Profonai pe exerciții de matematică la algebră. Nu uitați de like și share. Clasa a șaptea! Da. Așa, pornim clasa a șaptea. Chiar pierdeți prin clasa a șaptea acolo, nu? Susțin puteri cu exponent negativ. Puteri cu exponent negativ. Asta să fie subțitul, da? Puteri cu exponent negativ. Așa. 1 pe 2, tot la puterea minus 3. Păi da. Să vorbească Miruna și Anca, că ele au fost la lecție. Da. Știu că este 1 supra 1 pe 2, tot la 3. Dar de ce? Știi de ce este? Nu știi de ce. Nu, doar atâta. Așa, doar atât ai reținut. Da. Și... Uite cum să zicem, egal la ipatic 1 pe 2, totul la puterea 0 minus 3. E corect, Ani? Noi știm proprietatea, nu mâna da? Din... Deci am zis 0 minus 3, că tot minus 3 face Ani. Egalul acela are rost. Da? Și este egal. Acum să ne amintim o proprietate, Ani, dedesubt, să zicem așa. 2 la a 3-a împărțit la 2 la a 2-a. Deci egal cu Ani? 2 la 3 minus 2. Păi atent, e foarte tare. Sesizând tu că e 3 minus 2, ne uităm sus și sus, vine 0 minus 3. 3 da. Adică ar putea să scrii 2 la 0 împărțit la 2 la 3, nu? 2 la 0, dacă ar fi 2. Dar la noi e 1 pe 2 la 0. Deci vă puteți scrie, egal mai departe, 1 pe 2 totul la 0, împărțit la 1 pe 2 totul la 3. Nu este corect așa? Ba da, ba da. E repet, pentru Anca și pentru Adi mai ales. Deci, încă o dată, 1 pe 2 totul la minus 3, e egal cu 1 pe 2 la puterea 0 minus 3. Și de unde provine scăderea exponențial la împărțire. Da. Deci vine 1 pe 2 totul la 0, împărțit la 1 pe 2 totul la 3. Da? Și 1 la puterea 0 supra 2 la 0. Deci 1 pe 1. Deci orice număr la puterea 0 face 1. Deci egal cu 1. 1 împărțit la... 1 împărțit la 3 pe... La cât? 1 pe 1. La 1 supra 2 la 3, scriu corect? 1... A, da. Că 1 la a 3-a face 1, da. Și 2 la a 3 8. Dar lăsăm 2 la a 3-a. Egal mai departe. Și egal cu cum știm noi că se face împărțire? 1 ori 2 la a 3-a. Da. 1 ori 2 la a 3-a supra 1. Da. Și este egal cu? 8. Egal cu 8. Deci, iată să scriem rezultatul. 1 pe 2 totul la 1 pe 2 totul la minus 3 este egal cu 8. Adică 2 la a 3-a. Da. Egal cu 2 la a 3-a. Da? Deci noi am arătat de aici aici cum s-a ajuns logic, da? Da. Și atunci 1 pe 2 totul la minus 3 egal cu 2 la a 3-a este întoarsă asta. Deci pot să spun că subînțeleg asta așa scrisă egal mai departe 1 supra 1 pe 1 supra 1 pe 2 1 pe 2 tot la 3. Că este 2 la 3, da? A, da. Acum ai înțeles de ce cineva la minus 3 face 1 supra acel ceva la 3. Supra minus. Da? Și când faci împărțirea ajungi la... Deci proprietatea, acum în loc de 1 pe 2 a de putem spune un a. Și atât ar fi că a la minus n egal cu 1 supra a la n. A la minus n este 1 supra a la n. Da? Da? Hai să mai luăm un alt exemplu. Acum mergem deodată. Da. Îți face 7 pe 5 totul la minus 4. Minus 4
E 7 pe 5 totul la... E 5 pe 7. Păi 1 supra 7 pe 5 totul la 4. Așa este. 1 supra 7 pe 5 totul la a 4. Este egal cu? Este egal cu... Un pic, adică și 1 poate fi scris tot la puterea 4. Da, deci egal cu 1 la a 4 supra 7 pe 5 la 4. Da. Și atunci se scrie totul la a 4, deci egal 1 supra 7 pe 5 totul la a 4. Da, și 1 supra 7 pe 5 totul la a 4. Și acum, dar corect, corect. Ia să vedem dacă e corect. E corect sau nu? Da. Că e ăsta la 4, ăsta la 4, înseamnă toată asta la 4. Și e corect să scrie. Da. Da. Și acum, cum se împarte o putere la... Cum se împarte... Prima cu a doua inversată, adică 1 ori 5 ori 7. 1 ori 5 supra 7. 7. Da, 1 ori 5 supra 7, totul la a 4. Egal cu, păi, 5 la 4. 5 pe 7, totul la 4. Deci e egal cu 1 ori 5, 5, deci 5 pe 7, totul la a 4. Și asta rămâne rezultatul? Asta e rezultatul. Și Miruna a zis deodată, 7 pe 5 la minus 4 e fracția întoarsă. 5 pe 7 la 4. Ia să scriem deodată, să vedem rezultatul. Deci nu mai pierdem timp altă dată. Nu? Deci 7 pe 5, acolo. 7 pe 5 totul la puterea minus 4 este egal cu 5 pe 7. Totul la 4. Și termină aici. Hai să vedem dacă am înțeles sau nu. Mai luăm un exemplu, da? Să spunem. 3 pe 2 totul la minus 5. 3 pe 2 totul la minus 5. 2 pe 3 totul la 5. Da, se întoarce, frate. Acum să vedem și Anca dacă am înțeles. Super. Anca, minus 3 pe 2 totul la minus 5. Vedeți? Adi, domn profesor a zis totul, am pus și minus. Da. E 2 pe 3 la 3 la 5. Da. Nu. E minus 2 pe 3. Da, minus 2 pe 3 totul la 5. Deci minus 2 pe 3 totul la minus 2 pe 3 totul la a 5. Și minusul luăm, nu, domnul profesor? Deci, atenție, și minusul am luat, da? Dacă era la a 4-a, îl luăm oricum și pe aceea îl analizam, nu? Sigur că da. Acum am să continuăm. Deci, Adi, noi mai putem lua așa. Deci am întors fracția și semnul a rămas acolo, da? 2 pe 3 la 5. Și acum, minus 2 pe 3 la 5, putem zice minus 1 ori 2 pe 3. Corect. Deci egal cu minus 1 ori 2 pe 3. Minus 1 la 5 sau ori 2 pe 3. Minus 1 ori 2 pe 3, totul la 5. Da. Minus 1 ori 2 pe 3. Totul la 5. Pune și poți să... Aici nu e obligatoriu să pui în paranteze pe minus 1. Să vă pun pe asta? Punem acum, facem lucrul acesta pentru a le atrage lor atenția, da? Dar mergea foarte bine. Și acum e un produs la o putere. Un produs la o putere, fiecare la acea putere. Deci vine minus 1 la 5, da? Ori 2 pe 3. Se da cu minus 1 la 5. Ori... 2 pe 3. 5. Și minusul la 5, minusul minus 1. Minus 1. Deci minus 1 ori 2 pe 3. 2 pe 3 la 5. 2 pe 3 totul la 5. Și egal cu, mulțim, minus 1 ori ceva face minus. Deci pune numai minusul în fața linii, frate, egal cu minus. Minus 2 minus pe 2 3, pe 3 totul la a 5. La 5. Și acum poți să-l las mai pe 2 pe 3, pe minusul în față. Minusul ăla să mă față, sigur că da. Am arătat cum minusul ăsta a ieșit în față. A ieșit în față, corect. Fiindcă a fost la 5-a, dacă ar fi fost la a 4-a, adică minus la puterea 2-a, 4-a, 6-a face plus. Da. Și atunci n-ar mai fi fost minusul aici, da? Dacă vreți, vă fac un exemplu. Vă facem și un exemplu imediat. Ia-o pe dată. Dacă până aici n-am avut pe minus pus, de data asta am pus minus 3 pe 2 la minus 5, la minus 5. Se întoarce fracția, 3 pe 2, 2 pe 3, și minusul urmează să decide asupra lui îndată, dacă e la ochiul s-a format, dacă e o putere pară, nu mai îl pune, dacă e putere pară, face minus și îl pune în fața, da? Da. Așa trebuie văzut. Okay.
Acum mai avem, mai facem încă un exemplu, ștergem acolo. Hai să șterg eu. Cu aceea uscată să... Eu cu cea uscată, domn profesor? Da. Și vreau acum să... le arătăm capcana pe care ne-a sugerat-o Miruna. Anume, un întreg și doi pe trei. Deci, doi pe trei, totul la a treia. Se voie așa de simplu. E foarte simplu, da. Egal cu? Cât ai introduci întregul? Zi. Așa. Și 5 pe 3, totul la 3. 5 pe 3, totul la 3. Nici o treabă. Ușor, că am făcut de așa, nu? Dar dacă ar fi fost un întreg și 2 pe 3, la un întreg și 2 pe 3, minus 3. La minus 3. Pot să-l fac eu? 5 pe 3, e 5 pe 3 la puterea minus 3. Alo? 5 pe 3 la puterea minus 3 și egal cu 3 pe 5 la 3. Din Republica Moldova. Dar voi vă uitați? Dar voi vă uitați la, la film? La mine? La apicultură, nu, dar sunt la lecții de matematică. Dacă te interesează, uite la lecții de matematică. Acum nu pot răspunde la apicultură. Dar îi găsiți ca să-ți dea la a treia. Deci intră pe prof, intră pe prof online. 5 pe 3, 3 pe 5. Și pe prof online TV. Păi după ce intră ce mă sunt la oră de matematică. Tu ce clasă ești? Da, eu sunt în lecții de matematică acum, sunt la, chiar la pe prof online TV, sunt în direct. Și nu am timp să stau de vorba. Altă dată, da? Bine, la revedere. Vezi vocea unei fetițe, dar eu mă mică de 26 de ani. Și vreau apicultură. Deci un întreg și 2 pe 3, totul la minus 3. Înseamnă 5 pe 3 la minus 3. Și cum asta știi să o faci, ai rezolvat treaba. Simplu. Da? Dar dacă ai fost minus 1 un întreg și 2 pe 3. Tot la aceeași putere? Tot la minus 3. Cu tot cu minus, da? Cu tot cu minus. 3. Păi ar fi minus 5 pe 3. Minus 5 pe 3. Totul la minus 3. Și va fi egal cu minus 3 pe 5. Totul la 3. Minus 3 pe 5. Totul la 3. Da, și mai vreau. Și mai continuăm. Despre minusul acela, fiind la a treia. Poți să scot în fața... Da. În fața parantezei? Da. De ce? Pentru că nu se schimbă. Minusul, minus. Un minus de 3 ori face minus. Minus 3 supra 5. Totul la a treia. Dacă ar fi fost la a patra, Adi... Ar fi plus, nu? Nu mai avem nicio treabă, că minusul la putere pară face plus, da? Ei, aici, data trecută, Miruna ne-a întins o capcană și eu zic că ea face așa, minus 1 ori 3 fac minus 3. Atenție, ne-a băgat într-o situație dificilă. Și minus 3 ori 2? Deci minus 1 ori 3 fac minus 3 și cu 2. Și cu 2? Facea minus 1 pe 3, da? Da. Minus 3 plus 2, minus 1 pe 3. Păi. Și eu a spus, eu aș face așa, minus 1 pe minus un întreg și, adică să luăm de la început, minus un întreg și două treimi. Da, minus un. Stai să o secundă, stai puțin, Aduțu, stai, nu, nu e chiar așa. Nu exagera. Minus un întreg și două treimi, totul la minus trei. Totul la minus trei, egal cu, după cum ai propus tu. Ai zis trei ori minus unu, minus trei, minus trei plus având doi. Având în vedere, adică aici a zis un ori trei. Și cu 2, i-a gândit așa. Pe moment e o capcană frumoasă. Minus 1 ori 3 fac minus 3, că doar așa s-a întâmplat înainte. Am mulțit pe 1 cu ăsta, da? Minus 1 ori 3 fac minus 3 și cu 2 fac minus 3 plus 2 fac minus 1, da? Și atunci a zis, e egal mai departe cu minus 1 pe 3, totul la minus 3. Și ea a zis, între asta și asta, sigur că e deosebire, dar cum e corect? E varianta asta corectă, e varianta cealaltă corectă, cum? Păi să facem, păi, să spune. Păi, acum e clar. E clar că va fi fracția da. Poasă, face 3 pe 1,
totul la 3. 3 pe 1 totul la 3. Și, și minusul acela, și minusul? Minusul la 3 iese minusul aici. Și facem în față. Și face minus 27. Nu? Care e diferit de cel de sus? Uite rezultatul bun. Care e bun din, din cele două variante, care e bun? Ăla, că e mai simplu și mai... Nu că e mai simplu. Nu, măi, mai să... corect. Nu, 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 nu. E una din variante e corectă, cealaltă e falsă. Care e falsă? Și care e corectă. Și care e corectă și de ce? Pentru că nu e minus 1 acolo, e minus 1 întreg și 2 pe 3. Adică nu e minusul. Când introducem întregi infracții, nu ținem cont și de semnul din fața... Nu? Așa. Că dacă am ține cont, domnul profesor, îți face așa, exact cum a zis Miruna, după aceea. Inițial. Dar de ce nu ținem cont? Îl analizăm după aceea. Vezi că ea, în clipa în care a venit cu propunerea asta, a dat și eu un argument. Da, corect. Deci am făcut până acum ăsta ori ăsta, că ăsta e minus 1, zici, ori 3, minus 3. Da, dar nu e același rezultat, dar rezultat diferit. Deci undeva a strecurat o greșeală. Se pare că greșeala este aici, dar trebuie să o scoatem în evidență. Dar de ce nu se ține cont disenul ăla cu minusul? Păi da, de ce nu se ține cont? Uite, haide. Ce înseamnă minus un întreg? Nu, minus în întreg și 2 treimi. E deosebire între a spune minus în întreg și 2 treimi decât cu ce înseamnă minus 1 mulțit cu 2 pe 3. E altă poveste. Da, da. Dar minus un întreg și 2 treimi ar însemna... Minus 1 cu 2 pe 3. Ia uitați cu mine. Aici este 0. Da. Aici este minus 1. Da. Și din al doilea întreg iau 2 treimi. Deci minus un întreg și 2 treimi. Tot negativ. Da, deci împart la 3 și iau 2. Ăsta este minus 1 3 și 2 treimi. Aici este numărul. Da. Iar ea când ne-a întins capcane minus 1 și 2 treimi, parcă ar fi fost pozitiv. Ca și cum ar fi minus 1 plus 2 pe 3. Plus 2 pe 3. Păi așa și amplificat. Și amplificat aici. Și iese așa. Și iese așa cum înseamnă. Însă minus un întreg și 2 treimi trebuie văzut așa. Minus un întreg plus 2 treimi. Așa. Minusul ăsta se adresează și lui 2 treimi. Deci minusul ăsta se adresează și lui 2 treimi. Încât el devine... Minus 1 minus 2 pe 3. Deci vine minus 1 minus 2 pe 3. Dacă desfaci și acum, dacă introducem întregi față, faci și 3 și cu 2. 5 pe 3. Minus 5 pe 3. Minus 5 pe 3. Deci varianta corectă. Deci varianta corectă asta este. Da. Deci ea practic pe minusul ăsta din față l-a adresat numai lui 1. În varianta asta. De-aia e zis minus 1 ori 3 plus 2. Dar minusul ăsta se face referire și la 2 treimi și la partea și fracționară. Tot negative sunt. Tot negative sunt și partea fracționară. Da? Corect. Deci de aceea am insistat pe chestia asta. Deci minusul nu-l analizați, îl analizăm după ce ridicăm la putere. Deci facem toată povestea asta. Povestea și când ajungem aici, îl analizăm. Dacă era la 4-a dispărea, la putere pară, la putere impară, rămâne și îl scoatem în fața liniei de fracție. Uh-huh. Clar, nu mai greșim niciodată, da? Uh-huh. Acum să facem niște exerciții, domnul profesor. Bun, gata. După ce am lămurit treaba asta, azi, nu mai avem niciun lucru. Acum să încercăm să lucrăm. Ne mai aducem aminte formulele sau le știți? Alea cu alea, bine, am să văd. Zicem, minus 1 pe 2, minus 1 pe 2, totul la a doua, eu să șterg așa de amă. Și minusul în paranteză? Da, minus 1 când pe 2. Când zice totul la a doua. Adică și cu totul minus. Și minus. Azi minus 1 pe 2, totul la a doua, adică totul minus 1 pe 2. Și totul la a treia. Și toate astea la a treia. Egal cu? Oh, Anca? Da, știu. Anca? Anca a zis, domn profesor. Cât zi? Adi. Zi, Adi. 1 pe 2, totul la a doua și totul la a treia, că dispare minusul. Minusul dispare când la putere pare, da, vrei să spui? Da. Da.
deodată... Eu nu aveam, zi, tu? Tu cum zici? Eu zic minus 1 pe 2, tot la 8 era 2 ori 3. Pentru început. Are dreptate, da? Și ea are dreptate și ea. Și ea a zis minus 2 la puterea 3. Cum ai zis? Nu, 1 pe 2. Nu, minus 1 pe 2 a zis. A zis minus 1 pe 2 și dispare minusul. El zice că e 1 pe 2, că e la putere pară și dispare minusul. Și rămâne 1 pe 2 la a doua, totul la a treia. Urmând ca după aceea să spui că facă totul la a treia și face 1 pe 2 totul la a șasea. Da. Miruna a spus deodată. Că facem, 1 pe 2 la 6. I-a spus, i-a egal minus cu minus 1 pe 2, totul la 6. Minus 1 pe 2, da, totul la 6. Și acum, fiind la 6, minusul dispare, face 1 pe 2, totul la 6, da? Da. Deci e bine și așa și așa, copii, sigur, vă certați. Da, da. Ia să vedem. 4 pe 3, totul la minus 2, înmulțit cu 3 pe 4 la a 5-a, și împărțit la 4 pe 3, totul la a 7-a. Poți să spun? E 3 pe 4, totul la a 2-a. 3 pe 4, totul la a 2-a. Am simțit repede să-mi treacă pe asta. Da. 3 pe 4, totul la a 2-a. Scală de ani. E da. Bine? Da. Da. Ori 3 pe 4 la a 5-a. Da, ori 3 pe 4, totul la a 5-a. Și o transformă și pe ultima ori 3 pe 4 totul la 7. Deci deodată da, te duci la cealaltă, mulțită cu inversa ei, da, cu 3 pe 4 totul la 7. Și egal mai departe cu... Ce? Da. Păi avem aceeași, cum se numește asta? Aceeași bază. Deci o copiem. 3 pe 4. Da, la cât? Totul la 2 plus 17 plus 5 plus 7 plus 14. Așa. Și un alt exercițiu de să o luăm de sus. Mai lung, da? Da, da. Da, mai luăm un efect pe copilaj, mai lung. Și zicem așa, că te-o șterg, tu să-ți prinde așa. Zicem, 4 pe 12. 4 pe 12, totul la a 4-a, împărțit la 1 pe 3, totul la a 2-a, minus 8 pe 24, totul la a 5-a, împărțit la 3 pe 9, totul la a 3-a, și totul de la început, la a 3-a, și împărțit la minus 1 pe 12, totul la a doua. Minus 11 pe 12, de acuma. La a doua. Și toată asta la a cincea. Numai asta, da? Numai asta, puterea asta. La a cincea. Eu, da? Da. Așa. De ce ne luăm plusul cu 4 pe 12? Simplificăm. Asta! Ea nu vrea. Sigur. Așa. Da, da, da. Cine prezi 4 pe 12? Cât să scrim acolo? Cât să 2 pe... Cât? Simplificăm cu 4. 4 și până... Și ar fi 1 pe 3. 1 pe 3. Totul la 4-a împărțit la... A, 1 pe 3 la 4 împărțit 1 pe 3 la puterea 4 minus 2. Să lăsăm așa ușor. Împărțit la 1 pe 3. 3 totul la 2. Ori 3 pe 1. Ai dreptate, dar lăsăm așa împărțit. Lăsăm așa momentan, că observăm că e aceeași bază, mami. Da? Da? Tu ai vrut să se rupeste. Da. Etapa asta. Eu am insistat să o lăsăm ca să vadă... Domnul profesor, dar 8 pe 24 nu vreau să se vedea. Ia să vedem, 8 pe 24 cât e? Nu insistat, eu nu-i nicio problemă. Cât e 8 pe 24 dacă tu ești? 3 pe 4 e 1 pe 3. Păi zi, ești 1 pe 3. Totul la... Pe care să-l pun la 5-a și minusul? Cum să fac? Numai 1 pe 3. Numai pe 1 pe 3. Așa, că n-a fost minusul ăsta nici, era la față, lăsăm deoparte. Împărțit la cât? 1 pe 3, tot la 3. La 1 pe 3, Adi, și ești tu de acord? Da. Scriu și nu vreau să mă fac de râs, da? Și totul? Totul la... A 3-a. A 3-a, nu? Da. Da. Împărțit la? Împărțit la minus 11 pe... Nu, 11 pe 2. A? Pe 12. Da, da, uite că dai 12 pe 11, deci 12 pe 11. Băi. Mai băiatul, stai puțin. E la a doua și fără minus, înțeamnă. Da, fără minus. Păi tu nu ai zis asta. Atenție, nu? Că nu. Să vedem, nu e important. Nu mai chiar important este să scriem corect. Cine a scris, important să scriem corect.
Deci minusul tu, Mirna, și Gladia, ați văzut că e minusul la a doua, Anca. N-are rost să mai scrii și atunci rămâne 11 pe 12 și la puterea... A 10. A 10, asta e. 11 pe 12 la a 10. Ancuța, ești de acord și tu? Da. 1 pe 3. Am văzut să mă potrivesc, dar dacă nu mi-a ieșit. 1 pe 3 la puterea a 12-a. Așa este? Pentru fac 4, 3. 1 pe 3, împărțit la 1 pe 3. 1 pe 3, rău să fac să nu mai fiți totul la puterea 3. Dar nu poți, întâi trebuie să rezolvi din paranteză. Nu, că ai o scădere. În primul rând este și o scădere. Și aici e 1 pe 3 ori 3 pe 1. Stai mă puțin. Păi eu vreau după proprietatea de aceea, nu după proprietatea. 1 pe 3, copiem baza, da? Și ce facem cu exponențiala? 4 plus 2. 4 minus 2. 4 minus 2. 4 minus 2. E împărțire, da. Deci 1 pe 3, la câta? A doua. A doua. A doua. Minus 1 pe 3, totul la a doua. Minus 1 pe 3. Și același lucru e 5 minus 3, da? 5 minus 3 face 2. Da. Deci rămâne 1 pe 3, totul la a doua. La puterea de aia. Deci ceva minus același lucru. A minus A, 0. A minus A, 0. Deci 0 la 3, 0. Deci 0. 0 împărțit la? Împărțit la? La 11 pe 12. 0. Scutul la 10. 0 împărțit la ceva? 0. 0. Deci, hai să mai vedem o dată care a fost ca în cap. Care au fost capcanele în liniștea asta? Vedeți, dacă voi ați vrea să întoarceți aici, știți cum zic ei, întoarcem, facem. Da. De ce nu sunteți atenți că e aceeași bază și ne putem folosi de chestia asta pentru că știm proprietățile? Eu am zis așa, așa, am zis să nu vedeți. Da, dar vă complicați. 4 minus 2. Da. Da, 4 minus 2. 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 Deci atenție multe. Câtă vreme vedeți aceeași bază, faceți așa. Operațiile pe baza asta, pe baza proprietăților pe care le avem, da? Bun. Simplificările, important, 4 pe 12 n-are rost. Urmărim să ajungem la aceeași bază, dar nu avem un alt motiv, decât să facem, pe urmă, operații. Pe dacă aș fi avut aici, domnul profesor, 1 pe 3 la 4-a, împărțirea minus 1 pe 3 la 2-a, ar fi fost aceeași bază? Adi? 1 pe 3 la 2. Deci 1 pe 3 la 5-a împărțit la minus 1 pe 3 la 3-a. Ar mai fi fost, puteam să mai să zic că 1 pe 3 aceeași bază la puterea 5 minus 3 să zic la a doua? Nu. Păi e aceeași bază 1 pe 3 la 5-a cu minus 1. Și cât ar fi fost? Apropo, cât ar fi fost, cum atunci? Ar fi fost corect? Ar fi fost minus... Și cum e corect? Și cum e corect? Minus 3 pe 500 la 5, am împărțit la minus... Cât? Minus 1 pe 3 tot la 5. Aici e 1 pe 3 la 5, da. Nu-i minus. Așa, împărțit și ar fi fost 1 pe 3 la 5, da? Împărțit la... Minus... Minus în față? Păi poți să pun și minus și împărțit? Cum fac? În paranteză. Paranteză rotundă sau dreaptă, poftim, punem o paranteză dreaptă. Minus 1. 1 supra 3. 1 supra... Ori 1 pe 3? Da. Și asta o punem totul la 3? Am scris corect? Așa. Da, așa e corect, da. Așa este corect, nu? Da. Aha. Și un produs la o putere înseamnă fiecare la cea putere. Și ar fi fost 1 pe 3. Totul la 5, am împărțit la... 5, împărțit la... Minus 1 la 3. Minus 1. La minus 1, ori? Ori... 1 supra 3 la 3-a. 1 supra 9. 1 pe 3 la 3-a, deși 9. Pe 1 supra 9. Da, dar vezi că am aceeași bază, mama, eu am interesul să ajung la... 3 la 3-a fac 27, dacă vrei să-ți vorbim. Nu, nu. Nu-i nou, măcar. Insiști? Da. Eu vreau să te păsuiesc, da? Da? Și tu insisti ca să mă atragi atenția. Așa, să nu... Și minusul ăsta, minusul ăsta acum, domnul profesor, aș putea să-l trec în față? Cum să fac ca să, cum să, și cât e egal? Cum să fac, bă, copii? Că nu știu, sunt într-o încurcătură, nu știu. Nu m-am încurcat, nu. Uitați, eu v-am adus aici aceeași bază acum. Da, bun, acum dar cum să fac împărțirea asta, cum? Nu știu. Da, păi...
1/3 la puterea adică a doua. Este egal cu 1/3 la puterea a doua. La puterea 5 minus 3 la a doua, așa atât? Nu. Împărțit la? Minus 1. Hai, mai curaj! Da, da. Împărțit la minus 1. Și este egal cu? Haideți, vă rog, vă rog. 1/9 Iar pe 9. 1/8 Da, 3/2 e 9, da. Da. Dar nu contează, nu pe 8. Ziceți-mi cum să fac cu minusul ăsta, că nu pot, nu cum să fac. Hai. Hai. Aia e la puterea întâi. Orice 9, da, nu. Ia să vezi așa. Ia spuneți-mi, copii. -2/3 poate fi scris așa. -2/3 Sau mai poate fi scris ca fiind 2/-3 Da? Că minusul poți să-l duci, discutam Miruna, fie la numărător, fie la numitor. Da? Deci, -2/3 sau poate fi scris, cum am spus mai devreme, 2/-3 Nu cumva suntem în situația asta? Nu cumva se întâmplă ca unul să fie pozitiv și altul negativ și din toată povestea asta se pune minusul în fața numărului respectiv. Și va fi egal cu? Da. Zi adu-ți-o. -1/3 -1/3 la a doua, fără minus. Dar nu totul la a doua. Că dacă îl pui totul la a doua pe minusul ăsta de aici, le-ai creat o obligație și l-ai făcut pozitiv. Faci plus. Da. Păi da. Da. Deci l-ai făcut plus și ai stricat de chestiu. Deci, practic, 1 aici împărțit la minus 1. 1 împărțit la minus 1 face minus 1. Și o rămas ăsta aici. Deci l-am scos în fața paranteziei, mama lui. Da, da. Deci, jocul ăsta pe care l-ai făcut e foarte instructiv de data asta, da? Da. Pentru că am vrut să înțeleagă, darul, că nu, da, da, face să fie mai bine înțeles. Aha, asta am vrut să vă arăt. Da. Hai să mai vedem o dată ieșită la care acum, Adi, te rog să reacționez. Conduci? E bucuros, domnule. Și eu. Și tu ai să conduci, Anca, și toți. Da, eu sunt pe aici. Ești nu, că a fost Anca. Miruna mai devreme. A fost, acum Adi. Adi și cum Anca. Zicem așa. 0,2 în perioadă. 0,2 în perioadă. Totul la a treia. Înmulți cu 0,5 în perioadă, minus o treime, totul ăsta, numărul ăsta, scăderea asta împărțită, așa, pus în parte, scăderea asta împărțit la 2/3 la a treia. Minus 1 și totul de la început într-o acolată, ori 3/3 asupra 241. 3/3 supra, în linia de fracție întâi, 3/3 asupra 241. Nu te pot? Asta este ieșiți-o, adică aduce-mă conduci, da? Comandă. Da, păi, pe 0,2 în perioadă îl putem să scriem ca fiind 2 supra 9 totul la 3-a. 2. Totul la 3-a înmulțit cu 5/9 minus 1/3 da? 5/9 minus 1/3 înmulțit împărțit sau cum vrei împărțit cu 2/3 2/3 totul la 3-a da. Minus 1 da. Și închidem pătrata. Da. Așa. Ori 27 pe 241. 241 cred că și el e ceva. Cât e la 3, nu? Cât? La 3 nu știu să zic. Lăsăm așa, cum facem? 27 ori 27? Da, 27 supra 241. Ok. Și este egal cu? Nu, și este egal cu... Ia să vedem. Ce simți aici să faci întâi? Facem înmulțirea? Ce să facem? Mai întâi operația din paranteză. Scăderea aceasta? Da, da, mai...
Fac întâi paranteza asta rotundă? Da. Cum să fac? Paranteza e rotundă. Pe asta să o fac, da? Și ce să fac? Amplificăm a doua cu 3. Sunteți de acord, fratele? Anca? De simplificat nu poți. Fai puțin că cum vii simplificat? Ce ai vrut să simplifică? Dacă ai avut 5 pe 9, simplific. Dacă, aici, dacă ai fost aici 27 cu 3 și simplificam? Nu, dar nu așa. Așa. Corect, hotărât, că e scădere aici, nu discutăm. Da, așa. Da, da, și mai la înmulțire facem da. Așa. Mirna nu e atentă. Anca, tu ești de acord cu ce fac, ce zice Ali? Întâi să lucrăm aici, paranteza asta? Sau să fac întâi înmulțirea, cum zici? Și pe aceea scăderea? Da, cum să facem, Ali? Păi mai întâi o paranteză. Întâi să fac paranteza? Da. Anca, ești de acord? Chiar. Nu este. Aia e altă propunere. Ea are altă propunere, da. Hai să vedem. Că de-aia Miruna văd că nu mă bagă în seamă, că ea lucrează. Bine. Păi ar fi bine. Care e ordinea? De ce să pun parantezele astea? Ca să le putem lucra pe rând, să ne dăm seama. Întâi pe ele? Întâi să fac parantezele rotunde. Păi pe acolo, drepte și până acolo, da? Și aici, paranteza rotundă. Trebuie să fii sigur, normal că trebuie să lucrăm paranteza. Nu discută, face paranteza rotundă. Păi așa am zis. Da. Facem paranteza rotundă, da. Că e paranteză da. Și atunci va fi egal cu. Cu pătrat, rotundă, 2 pe 9, totul la a treia, înmulțit cu, ia să vedem, 5, 7, nu, 3 pe 9. 3. 5 minus 2 3, pe 9. 2, 2 pe 9, ori 2 pe 9, opa! Da. Așa, 2 pe 9. Da, ia uite acuți acum, suntem acum, vezi? Împărțit la... Împărțit la... Paranteză rotundă, 2 pe 3, totul la 3. 2 supra 3, atunci, 2 supra 3, totul la 3. Da, minus? Minus 1. Închidem pătrată, ori 27 pe... Oare se împarte ăsta? 27 la 241? Ia, 7 și cu 2, 9. Prin cât putem să ne gândim la cât se... La 3? 2 și cu 4, 6 și cu 1, 7. Nu, la 9, nici... 27, dacă nu-i 3, da, da picat da, asta. Rămâne așa, 27, ori 27, spate 241. Așa, am verificat și eu. Egal cu... Și este egal cu? Păi... Ia să vedem... 2... Aceeași bază. Da, copiem bază și la a patra, nu? Da, și copiem mulțime și adunăm expo nenții. Și vom avea 2 supra 9. 2 supra 9, totul la a patra. Da. Împărțit la? Împărțit la 2 pe 3, totul la a treia. Bravo, adu-te-o. Totul la a treia, minus 1. Paranteză pătrată, așa. Ori 27 pe 241 și va fi egal cu... Ia să vedem. Hopa! Mai avem aceeași bază? Nu. Asta e problemă mare, domnule. Nu-i neapărat, nu? Cum? Nu! Că după aia strici tot. Ce facem? Strici ăla, cum să zici? Păi ori 3 pe 2, dar nu mi-a ajutat. Cum să facem? Să dăm într-un impas aici, domnul profesor. Nu știm cum să facem. Păi dacă eu m-aș gândi să scriu pe 2 pe 9 ăsta altfel. Ca să mă duc la 2 pe 3. 2 supra 3 la 2. 2 supra 3 la 2. Corect. E corect? 2 supra 3 la 2? Da. Și totul la 4. Da. Sau mai pot scriu 2 pe 3 ori 1 pe 3. 2 pe 3 ori 1 pe 3, e aceeași chestie. 2 pe 3 ori 1 pe 3, să spunem aici. Stați aici, copii. 2 supra 3 ori 1 pe 3. 1 supra 3 este egal cu 2 ori 1, 2, supra 9. Da. 3 ori 3, 9. Da? E bine. E bine. E corect? Și acum... Păi cum să luăm? Păi cum să... Cum a zis domnul profesor mai bine. Că avem aceeași bază după aia, 2 pe 3. Hai să vedem. Deci, mergem pe scrierea asta, da? 2 pe 3 ori 1 pe 3. În loc de 2 pe 9, scriem 2 pe 3. 2 supra 3 ori 1 supra 3, totul la a patra, împărțit la 2 pe 3, totul la 3. 2 supra 3, totul la 3, la 3, minus 1. Și pătrată. E pătrată? Da. Ori 27
supra 241 și este, va fi egal cu egal cu. Păi dacă... Și acum aici? Acum cum se face un produs? La o putere e egal cu 2 pe 3 la 4, ori... Păi noi desfacem paranteza păi și 2 pe 3 la 4, ori 1 pe 3 totul la 4, împărțit la așa 2 pe 3 la 4. Asta da. Da? Deci fiind un produs, dacă era adunare, puteam să-ți fiecare la acea putere? Dacă era plus aici. Dacă era plus... Puteam să mai zic că fac 2 pe 3 la 4 plus 1 pe 3 la 4? Nu. De ce? Vorbe, mare prostie. Mare asta. Prostie, numai la mulțire atât. Așa. Hotărât. E un produs ridicat la o putere, e fiecare. Doi, da. Și este egal cu, și fac o pătrată, 2 pe 3, totul la 4, ori 1 pe 3, totul la 4, împărțit la 2 pe 3, totul la 3, minus 1 și închide pătrata, ori 27 supra 241 și va fi egal cu... Ia să vedem, copiem baza, că se mai 2 pe 3 împărțit la 2 pe 3. 2 pe 3, îi 2 pe 3, atâta. La 4 minus 3, adică la 1, da. Adică 2 pe 3, 2 pe 3 ori... ori 1 pe 3. La câta? La 4. Așa? Așa, minus 1 și închidem paranteza pătrată. Ori? Ori 27 supra 241 și va fi egal cu... Egal cu 2 pe 3 ori 1 pe 3 la 4 e 3 ori 3, nu? 1 ori 3, 27, 27 ori 3, 81. Deci aici AD înseamnă să ridicăm la 4-a și numărătorul și numitorul. Da. Formă ușoară. Deci vine da. 2 pe 3. 2 pe 3 ori 1 la 4 supra 3 la 4. 1 la 4, adică 1 supra, nu? Adică 1 supra 3 la 4, care da. E 81. 3 ori 3 ori 3 ori 3, da. 81. Minus 1. Într-o paranteză, pătrată, ori 27 supra 241 și va fi... Ia să vedem dacă 81 se împarte la 3. Da, se împarte. Păi că dacă e 8. Că e acolo. Păi trebuie să amplificăm. Hello. Hei. Ha, mulțire, ha, 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 ha. Mulțire, avem 2 supra 3 ori 81. Nu? Nu? Cum mulțim aici? Adică. Eu vrea să amplifice aici și la 3. Da. Da? Aduți-o atenție. Aici atenție. E mulțire. Numai la adunare scădere. Și va fi egal cu 2 supra. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Și va fi 2, domnul profesor, supra 3 ori 81, care cred că fac 3 ori 3, 24. 243 minus 1, da. Într-o paranteză, ori 27 supra 241. Acum amplificăm pe a doua, pe 243. Are atenție. Acum. Așa, și va fi egal, egal cu 2 minus 243 minus. Minus 241. Da, supra cât? Minus 241 supra 243. Zi aduți-o. 27 supra 241. Poți să simplific asta? Da. Anca? Da. Păi dacă se poate, da. Și cât dă aici? Nu, dar acolo dar n-aveam minus 241. Am pus minus. De ce crezi că nu ai voie? Hai să vedem de ce crezi că nu ai voie. Miruna, domnul profesor v-a zis așa, că minus 1 supra 2, îl putem scrie ca minus 1 împărțit la 2, da. Sau ca 1 împărțit la minus 2. Da. Eu am pus minus în dreptul linii de fracție, da. Este la fel de corect. Aha. Și am simplificat 241 da. Cu 241 și voi acum când îmi zic că este egal cu, voi o să-mi spuneți minus. Asta deci minus. Miruna. Da. Hello. Adică hai minus, să-mi cu aici, plus, minus. Minus cu plus face minus. Minus. Da. Da. Cât? Minus 27 pe 243. Hai să simplifică prin... Și cred că se împarte. 9, 9, minus 9. Dar deci prin 27, da. Nu? Prin 27, minus chiar 9. Și facem minus 1 supra 9. Deci răspunsul este minus 1 pe 9. Da. 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 Hai să privim exercițiul la capăt, să vedem care au fost capcanele. Capcana, vedem ce chestiune am avut aici. Păi cel mai important acolo, unde scrie 2 supra 9, totul la 4, am părțit la 2 supra 3, totul la 3. Nu te-ai fi gândit să scrii așa cum ne-am gândit noi? Bun. Nu. Bun. Hai să-ți dăbovim un pic.
Deci aici erai blocat, ai rămas blocat și n-ai fi reacționat deloc. Adi, dar hai să mergem așa. Ceva împărțit la altceva. Mulțim prima cu a doua inversată. Deci vreau să spun, în situații de acestea în care... Și să o să lăsăm un pic și pentru aici, domnul profesor, știți, la încă. Da. Imediat. Deci aici, Adi, aș fi zis așa. Vine 2 pe 9. Ascultă la domnul profesor. Totul la A4. Înmulțit cu... Împărțit. Cu acelalte inversate, da? 3 pe 2. Da? 3 pe 2, totul la 3, nu? Deci înmulțit cu 3 pe 2, totul la 3. Știți de ce, da? Înmulțit cu inversul. Și nu mai e împărțit. Corect, domnul profesor, da. Și egal mai departe, aici, ridic și numărătorul și numitorul. E egal cu 2 la 4 asupra 9 la 4. 2 la 4 asupra 9 la 4. Ori. Ori. 3 la 3. Supra. 2 la 3. 2 la 3. Acum, 2 la 4 cu 2 la 3 puteam să-l simplific, domnul profesor? Sigur că da. Ai înțeles? Hai să vedem cât dă. De curiozitate, domnul profesor. Trebuie să dea același lucru. Păi da. Da. Deci, în final, aici face 2 la 1 sus, nu? 2 la 1 supra. Acum să vedem aici ce simplifică. 3 la 8, așa poate scrie. Aici zicem 3 la 2, totul la 4. 3 la 8. 3 la 2, totul la 4. 3 la 8. Da, și așa se poate face. Deci 3 la 8. Și sus este 3 la 3 ani. Corect. Așa, și acum copiem baza, scădem exponențe și face 2 supra 3 la a 5. 5, corect. Da? Că scădem din ăsta. Băi, am zis de uiți? Da, doar de jos, scădem până la de sus, nu? Corect, e împărțit. Practic e 3 la 3 și 3 la 3 ori 3 la 5. Și atunci 3 la 3 cu 3 la 3. Da, 3 la 5. Ia să vedem, nouă ne-a dat așa de un profesor. Așa trebuia să ne dea. 2 ori 3 la 5. 2 supra 3 la 5. Ia să vedem unde suntem noi. Deci a fost aici. Am făcut aici, am venit. E minus 2. Aici am făcut așa, am împărțit. Am scris că e 2 pe 3 ori 1 pe 3 la 4. Și am scris că e 2 pe 3 ori 1 supra 81. Și tot 2 supra 3 la 5. Că ăsta e 3 la 4. 3 la 4 ori 3. 3 la 4 ori 3, 3 la 5. 2 supra 3 la 5. Deci acolo era... Deci, practic, Ade, când te găsești blocat și nu-ți vine în minte, aici a fost o chestie de finețe, să zic așa. Ca să te duci în aceeași bază, având 2 pe 9, scrii pe 2 pe 9 ca fiind 2 pe 3 ori 1 pe 3, ar reacționez. Cum am spus aici, fiecare la acea putere, nu? Sau lucrezi așa și ajungi la aceeași chestie. Sau lucrezi concret așa și cred că mai la îndemână ar fi fost așa varianta asta. Mai repede un pic. Da? Da. Și mai așa repede, dar și mai pe mâna lor. Corect. Eu așa și fac. Corect. Și era la fel de corect. Iar aici am cuțat, tu ai fi zis, bă, dar nu e scăderea înaintea mulțirii. Nu? Asta ai fi fost tentată să zici. Da, dar e paranteza înaintea mulțirii. Dacă n-ar fi fost în paranteză, atunci trebuia să facem mulțirea întâi, nu? Corect. Deci am multă grijă. La fiecare ieșiță trebuie să analizăm și să nu intrăm în panică și să... Greșim eventual. 48, domn profesor, opresc, da? Da, ok, da.